Tribunalul Maramureș anunță că programul de funcționare al compartimentelor Arhivă Registratură din cadrul Instituției și Judecătorilor Arondate va fi modificat pentru intervalul 1-31 august, cât durează vacanța judecătorească. Arhiva Judecătoriei Sighetu Marmației, respectiv a Judecătoriei Vișeu de Sus, va fi închisă în zilele de 14 și 28 august. Rămân valabile regulile stabilite prin ordinul de serviciu numărul 15 din 13 mai, emis de președintele Tribunalului Maramureș, privind instituirea unor măsuri organizatorice la nivelul Tribunalului Maramureș, începând cu data de 15 mai, ordin care poate fi consultat pe pagina de internet a instituției, de pe portalul instanțelor de judecată, la secțiunea Acasă, Actualitate. Conducerea Tribunalului Maramureș recomandă ca înscrisurile să fie depuse la dosar prin e-mail și fax. Urmând ca originalul să fie transmis prin poștă doar dacă va fi solicitat, iar studierea dosarelor să se realizeze prin intermediul aplicațiilor info și fișă dosar de pe site-ul Curții de Apel Cluj.